Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În urma scandalului public provocat de ancheta Recorder privind Palatul Împăratului, cum mi se spune deja, din aviatorilor, diverse instituții au fost obligate să reacționeze și să analizăm aceste răspunsuri. Așadar, vă reamintesc, Recorder și separat și site-ul G4 Media au descoperit că REAPPS, Regia Protocolului de Stat, a organizat un amplu șantier la o vilă de protocol de pe Bulevardul Aviatorilor, care urmează să fie transformată în locuință unifamilială. Pentru o familie. Vila a fost până nu demult sediu de partid, mai precis sediul central al PNL, Partidul Național Liberal, adică o casă mare. Are 1200 de metri pătrați locuibili pe 3 niveluri, plus o curte de 1100 de metri pătrați, potrivit documentelor obținute și surselor consultate de cele două publicații. Sumele ce urmează să fie cheltuite pentru reconfigurarea la nivel de lux a acestei vile s-ar ridica la 7-9 milioane de euro. Puteți să citiți anchetele sau să urmăriți ancheta Ancăi Simina de pe Recorder ca să vedeți exact toate detaliile. Ambele publicații au aflat pe surse că toată lucrarea se face în beneficiul președintelui Iohannis, care ar urma să se mute aici la finalul mandatului. Legea dă dreptul foștilor președinți să primească din partea statului o reședință și un spațiu de lucru la finalul mandatului. Legea nu spune și despre ce suprafețe este vorba. Ion Iliescu nu a solicitat acest lucru, Emil Constantinescu a cerut și a primit, Traian Băsescu a cerut, a primit, dar i s-a și luat înapoi, după ce a fost dovedit colaborator al securității în instanță. După ce își termină mandatul, președintele face formal o cerere, a fost o președinte, face formal o cerere și se aplică legea. Asta este procedura. Acum la zi. Prima reacție a venit din partea administrației prezidențiale, deci nu din partea domnului Iohannis personal, ci din partea instituției. Bine, instituția a comunicat că, și citez, nu există nicio solicitare din partea președintelui României Klaus Iohannis sau administrației prezidențiale pentru atribuirea unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinația de reședință, după încetarea mandatului de președinte al României, conform legii, bla bla nu știu ce. Și am încheiat citatul. Ceea ce nu spune decât exact ceea ce spune, și anume că nu există o cerere făcută. Adică răspunsul e la fel de precis și inutil ca în anecdota cu tipul un balon luat de furtună care scapă cu viață în cele din urmă și ajunge să plutească deasupra unui câmp pe care nu-l recunoaște, nu știe ce e acolo. Și în sfârșit vede pe cineva jos, îl strigă: hei, unde mă aflu? Unde mă aflu? Și ăsta se uită în sus și răspunde totalmente inutil și foarte precis: te afli în balon. Așa e și cu acest răspuns. Adică nu există cerere la registratură. Păi e și firesc să nu existe, deoarece mandatul domnului Iohannis încă nu s-a terminat. Mai sunt 9 luni, nu? Până atunci. Iar anchetele de presă nu au afirmat vreo clipă care exista vreo cerere depusă la vreun dosar cu număr de înregistrare cu ștampile, ci că mai multe instituții ale statului colaborează și cheltuiesc bani publici pentru pregătirea acestei vile pentru domnul Iohannis. Ca atare, răspunsul corect ar fi trebuit să fie, mai ales având în vedere toată controversa publică: președintele Iohannis nu are nicio intenție să se mute într-un palat de 1200 de metri pătrați și chiar dacă îi se va propune, nu va accepta să locuiască în așa o viloaie de un lux orbitor, după ce a fost 10 ani președintele unei țări pline de oameni săraci, țară pe care o înțelege foarte bine. Putea să răspundă asta Klaus Iohannis, să iasă, nici nu era nevoie de un comunicat. Putea să iasă undeva la un eveniment public, să aștepte o întrebare care cu siguranță ar fi venit și ar fi spus: domnule, am văzut și eu. Niciodată nu o să mă vedeți acolo. Pe bune, adică nu știu cum ați ajuns la concluzia că eu, dar eu nici nu-mi stă în caracter. Adică eu, îmi place mie luxul, aveți vreo dovadă în sensul ăsta? Mă rog, pardon, asta aveți. Dar nu am de gând să mă mut. Și cu asta basta, se închidea toată treaba. În schimb, au preferat să dea acest răspuns care nu spune absolut nimic, de fapt, decât că nu există o cerere înregistrată. Am înțeles, nu există o cerere înregistrată, dar la fondul problemei nu răspunde. O reacție foarte interesantă și de la REAPPS, reacție care merită comentată. Deci, regia asta administrează un fond de protocol, face mai multe lucruri. Ea încasează, de exemplu, o mulțime de bani din intermedierea tipăririi permiselor de conducere,
când vă reînnoiți permisul de conducere sau când vă luați permisul de conducere, plătiți o taxă. Se poate plăti inclusiv la automate. Avem și noi unul aici în clădire. Te duci, plătești taxa respectivă, banii aia ajung la RAPPS, care intermediază tipărirea carnetelor de conducere. De exemplu. Dar partea cea mai importantă pentru demnitare din țara asta este faptul că RAPPS administrează un fond de protocol care cuprinde vile, hoteluri, restaurante și așa mai departe pentru demnitare, ambasade, ambasadori, etc. Și este sub ordinea Secretariatului General al Guvernului. E o instituție caracterizată de secretomanie, urmărită cu foarte multă atenție și gelozie de noua nomenclatură a României, care este și vechea nomenclatură într-o oarecare măsură. Sunt politicieni care au dreptul potrivit legii la diverse avantaje oferite de RAPPS. Faptul că domnul Ciolacu pretinde că nu știe ce se întâmplă pe aviatorilor cu fostul sediu central al PNL poate fi crezut de naivi. Dar oricine știe și înțelege cum funcționează relația dintre clientela politică și resursele statului, nu se poate lăsa păcălit. Ok, domnul Ciolacu, ca să scape, a ridicat din numele, a zis, domnul, eu nu știu ce e acolo, nu mă privesc, nu poți. La fel, nu există vreun document înregistrat care să demonstreze că domnul Ciolacu știe. Dar noi știm că știe și dânsul știe că noi știm că dânsul știe. Adică totul este doar așa, o abureală generală, ne prefacem că nu înțelegem despre ce vorbim. În fine, însă și regia protocolului de stat a dat un comunicat de presă, prin care a precizat că la fel nu are nicio cerere de atribuire registrată pentru vila din aviatorilor, adică nu s-a dus nimeni la registratura de la RAPPS să solicite, dați-mi mie vila din... Nu avem asta, a spus RAPPS. Ok, mulțumesc. Și oricum, nu se ocupă ea de astfel de atribuiri. După care regia a făcut precizări privind șantierul de acolo și vă rog să fiți atenți la acest pasaj și să-mi spuneți ce înțelegeți voi din el. Deci, ghilimele. Spune RAPPS, sumele plătite pentru lucrările executate până la data prezentei sunt în cuantum de 2.100.000 de lei. Raportat la suma inclusă în contractul de execuție lucrări, precizăm că aceasta reprezintă valoarea maximală a lucrărilor. Plățile aferente urmând a fi efectuate pentru lucrările real executate. Și am încheiat citatul. Deci cum? Deci până la data prezentă. E bine, ok, am înțeles, dar cât e prevăzut în total? Dacă... Cât mai e de plat? Adică șantierul acolo e în plină desfășurare, nu pare nimic aproape de finalizare. Și dacă se plătește pe măsură ce se execută lucrările, cât s-a executat până acum și cât mai e? Deci de observat că RAPPS nu spune singurul lucru care este interesant în privința acestor sume, care e valoarea totală a lucrărilor estimată. Și nici nu neagă sumele publicate de presă, adică 7 milioane de euro, dar înțeleg că a plătit până acum 400.000 de euro din niște lucrări care nu știm cât ar trebui să mai coste. Tot regia protocolului mai spune așa, citez, planurile, simulările și imaginile interioare vehiculate în spațiul public, adică ce a apărut în recorder, da? Nu corespund documentației avizate, fiind rezultatul unor simple speculații. I-am încheiat citatul. Aici e clar că e o usturime cu dressing-ul ăla de 67 de metri pătrați. Ok, bun, deci simulările nu corespund documentației. Dar dacă e așa, de ce nu dă regia publicității o schemă simplă a compartimentării spațiului respectiv? Nu ne trebuie detalii, nu vrem să știm ce camere de supraveghere, ce mitraliere, ce sisteme de interceptare sunt acolo. Dacă tot este în discuție și în controversă compartimentarea și ziceți că nu e aia care a apărut, bine, dați-o pe aia voastră, dați-o desen să vedem și noi ce se întâmplă acolo. Adică dacă tot e scandal și ai prins, nu, presa că a publicat ceva ce nu e adevărat, de ce nu oferi proba, schema corectă? Care e secretul? Deci fără proba asta, îmi pare rău, rămânem cu dressing-ul de 67 de metri pătrați. Apoi, de-a lungul comunicatului, RAPPS se străduiește să explice ce bijuterie arhitectonică este vila respectivă și cum era neapărat nevoie de renovarea acesteia, care nici nu poate fi prea ieftină. Ok, de acord. Totuși, singurul lucru care trebuia spus în această privință și de care regia nu se apropie niciun milimetru este de ce anume, ce justifică, ce impune transformarea unui fost sediu de partid într-o locuință unifamiliară de 3 niveluri cu 450 de metri pătrați pe nivel? Adică cine a cerut asta regiei?
Cum se justifică o astfel de transformare a unei clădiri pentru o instituție într-o clădire pentru o familie? Cum se justifică cheltuielile așa de mari? Cum își imaginează regia sau cine a ordonat această transformare că vor fi recuperați banii? Sau există vreo intenție în sensul ăsta? Că se cheltuiesc milioane de lei sau euro pentru transformarea asta? Regia tot nu ne spune. Și în fine, nu explică regia nici măcar de ce, adică de ce nu are nici măcar panoul de șantier completat, așa cum cere legea acolo, și unde trebuie să scrie cine e contractantul, cine e beneficiarul, cât durează lucrările. Sunt niște date elementare, prin lege trebuie să le ai, pentru că altfel e amenzi de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Nici măcar panoul ăla nu e completat, este un panou lăsat alb acolo și totul este împachetat într-o mare pânză, secretul de pe lume. Deci, una peste alta, aceste răspunsuri sunt o abureală. Să o spunem pe aia dreaptă, sunt o abureală. Sunt de genul, dă-le ceva acolo, mitică. Dă-le ceva, să nu poată să pună nimeni că n-am zis nimic. Dar aburește, că ei în trei zile uită. Ăsta e principiul în țara asta. Bun, urmărim și revenim la finalul mandatului prezidențial. Deși parcă văd că atunci o să dea un comunicat de genul, domnule, noi am vrut să-i dăm o garsonieră. Că dânsul nu, a zis că vrea și dânsul ceva mic și decent, să-și pună cărțile și atâta, și am vrut să-i dăm o garsonieră, dar e cerere mare pentru garsoniere la RAPPS. N-am mai avut decât palatul ăsta, decât să stea gol, dacă tot l-am refăcut tot anul, pe câți bani s-au refăcut. Și l-am dat pe ăsta, sărac, cu altceva n-am avut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.